găsit! Astăzi vorbim despre școala Ion Popescu Voitești din localitatea Bălănești. Lucrările de reabilitare, modernizare și dotare nu au început. Motivul ne spune primarul Ovidiu Pungan. Deocamdată lucrările la școala generală Ion Popescu Voitești nu au început, deoarece numai ce s-a semnat contractul de finanțare urmând ca să facă procedura de licitație, unde proiectarea și execuția vor fi scoate la pachet, urmând ca, să zic, în 3 luni de zile să se termine această procedură, dacă nu va dura mai mult, și după aceea să ne apucăm de treabă, cum se de firma care va fi câștigătoare. Prin aceste proiecte se urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Mai mult decât atât, edilul are în plan și înființarea unui after school, astfel încât copiii din localitate să aibă toate condițiile necesare pentru a nu mai face naveta la Târgu Jiu. Este proiectul făcut. Ultimele discuții care ne-am purtat la Ministerul Educației Naționale au fost ca și această investiție, grădinița, să se scoată la licitație, dar deocamdată, sincer, nu mai știu nimic de această investiție. Cred că în următoarea perioadă se va scoate și această investiție la licitație. Eu mi-aș dori din tot sufletul, mai ales că se investește în educație, ca aceste investiții să-și urmeze cursul cât mai repede, deoarece copilașii din localitatea Bălănești, și asta mi-am dorit-o de când sunt primar al localității, să aibă aceleași condiții și, în general, mi se pare corect ca toți copiii din mediul rural să aibă aceleași condiții ca și copilașii care studiază în mediul urban. Aceste diferențe în sănătate și educație nu trebuie să fie între mediul rural și mediul urban, dar, din păcate, și cu toată sinceritatea o spun, aceste lucruri la ora actuală există în această țărișoară. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Toate cele bune! Vază-te online. Direct și sigur. Creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. The ocean gets in your veins. Inspire Pictures este o casă de producție cinematografică. Solicită-ne sprijinul, iar noi vom fi prezenți acolo unde timpul decide să nu treacă. Inspirație pentru creație este sloganul nostru. Încearcă și tu prospețimea, entuziasmul și efervescența echipei noastre. A film produced by Inspire Pictures. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea. Direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz, numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766-554-732 și spune stop durerii. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu.
oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Vă așteptăm la cabinetul veterinar Blue Care Vet. Situat pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 22 din Târgu Jiu, pentru a descoperi modalitățile prin care vă putem fi de folos. Prescriem și efectuăm tratamentul veterinar corespunzător afecțiunii de care suferă prietenul nostru necuvântător. Cu ajutorul celor mai recente echipamente și tehnici, putem asigura operațiuni uzuale și de urgență de medicină veterinară. Vă așteptăm la Blue Care Vet, unde veți primi cele mai bune diagnostice și tratamente pentru necuvântătoarele dumneavoastră. Asigurăm servicii de consultații medicale veterinare, tratamente veterinare, deparazitări, vaccinări, chirurgie veterinară, analize de sânge, urină, dermatologie, examene de citologie, histopatologie, micologie, coproparazitologie, bacteriologice, EKG, ecografie abdominală, ecografie cardiacă, detartraj profesional, monitorizarea funcțiilor vitale. Blue Care Vet, prietenii necuvântătoarelor. Afacerea ta, prioritatea noastră. 1 Plus TV, sursa ta directă pentru noi clienți. Servicii complete pentru firma ta. Alege un plus de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. This station is now the ultimate power in the universe.